Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Într-o lume din ce în ce mai limitată de emisiile de carbon, comportamentul oamenilor, modul cum ne alegem echipamentele și mașinile, eficiența energetică a clădirilor sunt o necesitate în zilele noastre. Ei bine, cele 27 de state membre ale Uniunii Europene s-au angajat să facă din Uniune primul continent neutru din punct de vedere climatic un obiectiv programat să fie atins până în anul 2050. În acest context a apărut necesitatea ca publicul larg, societățile comerciale și autoritățile din România să fie ghidate în dezvoltarea de programe, programe care să ajute populația în atingerea țintelor privind energia și emisiile de CO2. În acest scop, Asociația Energia Inteligentă a inițiat proiectul Eficiența Energetică în viața oamenilor în perspectiva anilor 2050, un proiect dedicat educării comunității, agenților economici și organizațiilor cu privire la problemele legate de energia regenerabilă, de eficiența și de securitatea energetică. Proiectul oferă o serie de sesiuni de training ale managementului energetic și este structurat în cinci module. Ei bine, despre acest, aceste cinci module o să discutăm imediat în detaliu cu invitatul nostru de astăzi, domnul Dumitru Chisăriță, președintele Asociației Energia Inteligentă. Bună ziua, domnule Chisăriță, îmi pare bine să vă revăd și să ne reîntâlnim. Bună ziua, bine v-am regăsit. Mulțumesc mult pentru această oportunitate de a discuta despre viitorul energiei în România și în Europa. Să începem cu cele cinci module. Primul capitol, energie curată în gospodării pentru reducerea sărăciei și pentru atingerea țintelor privind schimbările climatice, asta și în contextul conflictului din Ucraina. Cum aducem această energie curată în gospodăriile oamenilor? Este un deziderat pe care vedem că atât la nivelul Europei, la nivelul Europei, la nivel de țară și chiar la nivel individual îl avem. Doar că de multe ori nu procedăm așa cum ar trebui să facem și asta înseamnă că suntem ineficienți sau ineficace în activitatea noastră. În demersul pe care îl facem, acela de a discuta despre viitorul energiei în perspectiva anilor 2050, încercăm să venim cu lucruri cât mai simple, cu lucruri cât mai concrete, cu lucruri practice, în care să încercăm să îi facem pe oameni să judece, să înțeleagă și să își forească singur viitorul energetic, ținând seama de perspectivele spre care ne îndreptăm. Acest prim capitol cumva încearcă să placeze aspectele cu care ne confruntăm și ne vom confrunta în viitor, și anume utilizarea energiei, costurile cu această energie, sărăcia energetică care este una foarte importantă și are un nivel ridicat în România, dar și măsurile simple și practice pe care putem să le abordăm, astfel încât în viitor, pe de o parte, să nu intrăm în această categorie a oamenilor săraci energetici, în al doilea rând să fim în stare să ne plătim facturile la energie, gaze naturale, energie termică și alte utilități și nu în ultimul rând să fim uh, în, în concordanță cu timpii și cu vremurile în care ne găsim. Adică să încercăm să promovăm acea energie curată, să încercăm să promovăm acele activități care sunt friendly cu mediul și contribuie la diminuarea schimbările climatice pe care, din păcate, le simțim cu toții. Un al doilea modul din proiectul dumneavoastră ar fi creșterea eficienței energetice în clădiri. Asta înseamnă CO2 net zero în clădirile publice și gospodării. Cum atingem acest deziderat? Deci, în România, încă din 2014, a apărut o lege care stabilea că, începând cu 2021, toate clădirile atât publice cât și private, care se construiesc sau se modernizează să plece de la această idee de a reduce la maxim consumul de energie care este poluantă, de a folosi cât mai multe energie alternative, de a veni cu măsuri de arhitectură pasivă sau alte elemente de eficiență, astfel încât să reducem cât se poate de mult dioxidul de carbon care este emis în atmosferă. Ulterior, practic, noi ca și țară ne-am aliniat la demersul lansat de Uniunea Europeană, de, acela de a atinge ținta de net zero CO2, ceea ce înseamnă că în 2050 ar trebui ca toate activitățile pe care le derulăm noi în gospodării sau la locul de muncă să facă ca dioxidul de carbon care este eliminat în atmosferă, luând în considerare și posibilitatea de magazinare, captare a unei părți din acest dioxid de carbon, dar per total balanța să fie una de zero emisii de dioxid de carbon. Sunt elemente care pot să fie atinse în următorii 30-35 de ani, dacă înțelegem că trebuie să ne schimbăm atât comportamentul nostru, dar în același timp trebuie să înțelegem că toate activitățile, toate elementele care fac parte din viața noastră cotidiană, fie că vorbim de locuință, fie că vorbim de mijlocul de locomoție, fie că vorbim de alte aspecte cu care astăzi suntem obișnuiți, trebuie să ne readaptăm astfel încât să atingem această țintă. Nu este neapărat un deziderat de neatins. Dar presupune un minim de cunoștință pe care trebuie să-l avem, pe care trebuie să-l însușim, și după care un comportament pe care să-l dezvoltăm astfel încât aceste ținte să nu fie o povară, să fie cumva un element natural pe care să-l abordăm în viața noastră de zi cu zi. Sunt foarte multe întrebări și din partea ascultătorilor sau celor care ne privesc în aceste momente, vis-a-vis -vis de acest subiect. De exemplu, cum reducem consumul de energie în clădiri? Cum realizăm puzurile? cum ne alegem casa și până la urmă cum ne construim casa. Da, o să încerc să spun în câteva cuvinte, dar bineînțeles aici discutăm de foarte multe răspunsuri care trebuie să le dăm și tocmai de aceea invit pe cei care sunt interesați să parcurgă aceste cursuri. Cursurile sunt gratuite și le facem în live în diverse orașe din țară. Dar, pe scurt, așa ar trebui să avem, în primul și în primul rând, această viziune către o eficiență energetică. Asta înseamnă că trebuie să ne preocupăm în a reduce cât se poate de mult risipa, a reduce pierderile, a reduce acea energie care nu o folosim efectiv. În ceea ce privește modul în care ne vom construi de acum locuințele, orașele, străzile, cartierele. Aceste activități trebuie să derive din niște măsuri, din niște indicatori de eficiență energetică care vor trebui să fie stabilizați la nivelul fiecărei localități, trebuie să fie stabilizați la nivelul fiecărui cartier, a fiecarei localități, astfel încât această, acest consum de energie să fie minim. Și vă dau un simplu exemplu. O orientare potrivită a unei case înseamnă o reducere a consumului de energie pe timpul iernii cu până la 15%. Bineînțeles că de foarte multe ori această orientare este influențată de planul urbanistic zonal, acest PUS de care am auzit cu toții, ori în momentul în care puzurile sunt realizate ținând seama de aceste principii de eficiență energetică, de maximizare a energiei, care poate să fie captată și utilizată într-un imobil, atunci automat noi vom fi puși în situația de a merge pe o construcție care să însemne eficiență energetică, care să însemne reducerea risipei de energie. Nu în ultimul rând, trebuie să fim foarte atenți atunci când ne construim sau ne alegem o casă, cum facem acest lucru? Pentru că de foarte multe ori o casă noi e pentru câteva luni, noi pentru câțiva ani, nu e pentru foarte mulți ani și te pomenești cu cheltuielile aferente a acestei case. Și atunci câteva elemente simple care provin din știința construcției acestor case, noi încercăm să le prezentăm celor care vor fi prezenți în aceste cursuri, tocmai ca cei care sunt în situația de a-și construi, de a-și modeliza o casă sau de a-și cumpăra o casă, să fie atenți la câteva elemente importante și, într-un final, să avem o casă mai eficientă energetică, dar, în primul să avem o casă în care facturile sunt mai mici și suportabile. Ajungem la facturi, suntem în linie dreaptă către iarnă, către anotimpul rece. Cum ne alegem, domnule Chisăriță, furnizorul ca să avem un preț corect pentru gaz și electricitate? Ma, știți că suntem în perioada în care există o situație de provizorat până în 31 martie 2025, aceea plafonării prețurilor, dar cu toții auzim în ultima perioadă diverse intenții, diverse discuții despre eliminarea acestor plafonări. Odată cu producerea acestei eliminări sau dacă nu la scadența care, care o avem acum în lege 31 martie 2025 Vom reveni la piața liberă pe care am trăit-o între anii 2020-2021 și, și asta înseamnă că trebuie să ne preocupe foarte mult ce vom cumpăra, ce contract vom semna, ce furnizor vom avea care este prețul pe care efectiv îl vom plăti? Avem șansa de a înțelege câteva aspecte care pleacă din legislația în vigoare, din știința legată de managementul comercializării energiei și gazelor naturale, de a înțelege ce înseamnă o factură și un contract de gaze și energie electrică. Toate acestea vom încerca să le detaliem la cursurile pe care le vom face, la aceste sesiuni de trading și vom încerca să aducem la nivelul oamenilor cât mai multe uh, practici, atât de așa da, cât și așa nu. Adică o să încercăm să prezentăm diverse situații neplăcute pentru unii consumatori, diverse abuzuri chiar pe care unii furnizori le-au făcut în perioada 2020-2021 pentru a fi uh, puși în gardă uh, în momentul în care încearcă să semneze un astfel de contract, dar și care sunt instrumentele, metodele, modalitățile de a identifica acel furnizor care îi oferă maximul de avantaje fiecărui consumator. Pentru că nu, nu există un furnizor perfect, așa cum nu există un contract perfect, așa cum nu există un. Uh, Preț perfect există doar prețuri corecte, contracte corecte și furnizori care să aibă un comportament corect în raport cu clienții săi. Doamnelor, domnilor, vă reamintesc că Asociația Energia Inteligentă a inițiat proiectul Eficiența Energetică în Viața Oamenilor, asta în perspectiva anilor 2050, proiect dedicat educării comunităților, agenților economici și organizațiilor. Cu privire la problemele legate de energia regenerabilă, de eficiență și de securitate energetică, stăm de vorbă cu domnul Dumitru Chisăriță, președintele asociației. Inevitabil ajungem la capitolul mobilitate urbană. Și următoarea întrebare este cum ne alegem viitoarea mașină. Da, este un subiect care vedem că este destul de prezent în viața noastră și pe buzele noastre. Ce se va întâmpla în viitor, ce se va întâmpla în viitor cu mașinile pe care să le deținem, ce se va întâmpla în viitor cu uh, mașinile care sunt cu diverse forme de combustibil poluant, să zicem, ce se va întâmpla cu uh, celelalte tipuri de mașini, fie că vorbim de. Mașinile electrice, fie că vorbim de mașinile pe hidrogen sau mașinile pe gaz natural comprimat pentru vehicule, cum ne vom deplasa în interior localități, și cum ne vom deplasa în, între localități. Sunt foarte multe uh, întrebări pe care ni le punem, iar în, uh, în acest capitol și în acest demers pe care îl facem de a discuta cu uh, oamenii despre perspectiva lui 2050, vom încerca să venim și să prezentăm elemente pro și contra. Pentru diverse activități, pentru diverse forme de mobilitate, pe care astăzi le cunoaștem sau pe care astăzi ne uităm. Asta înseamnă că viitorul, mai mult ca sigur, nu va, va aparține unei singure forme de energie sau unei singure forme de mobilitate, vom avea un mix de forme de energie, vom avea un mix de mobilitate. Ori aceste elemente sunt foarte importante ca fiecare să încercăm să ne alegem acele uh, echipamente, acele mașini sau acea formă de mobilitate care ne maximizează avantajele, atât economice, cât și din punct de vedere activității pe care uh, le vom desfășura în viitor. E foarte important să înțelegem că uh, nu există o soluție unică, nu este o soluție perfectă și aici sunt diverse elemente care pot să fie mai bune sau mai rele în funcție de uh, ceea ce ne propune și ceea ce dorim să facem noi în viitor, ținând seama de această mobilitate cel puțin la nivel european, lucrurile par clare, ar trebui să ne gândim deja spre achiziția unei, achiziționarea unei mașini electrice sau cel puțin a unui plug-in hybrid în acest moment și așa, privind așa spre viitorul imediat cel apropiat. Dar rămâne de văzut ce se va mai întâmpla. Domnule Chisăriță, vă mulțumim foarte mult pentru toate răspunsurile pe care ni le-ați acordat și vă dorim o zi bună. Mulțumesc și eu, și aș dori să spun la final că uh, acest demers pe care îl facem este deschis absolut tuturor celor interesați. Noi ne vom găsi în 10 orașe din țară. Aceste orașe sunt uh, promovate inclusiv prin postul dumneavoastră de radio și, practic, cursurile sunt deschise absolut tuturor celor interesați, sunt gratuite și practic fiecare poate să vină cu întrebările de acasă și noi încercăm să răspundem la aceste întrebări, astfel încât să ne pregătim în mod corespunzător în perspectiva anului 2050 în ceea ce privește energia pe care noi toți trebuie să o folosim. Perfect, mulțumim foarte mult. O zi bună. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.